Descoperiri misterioase. Drepanosaurus. Paleontologii caută neîncetat misterele vieții și etapele de formare, modificare a diferitelor specii și interacțiunea acestora cu mediile lor prin studierea fosilelor, osemintelor și a altor materiale descoperite de-a lungul timpului. Una dintre fosilele care a ridicat o mulțime de întrebări a fost găsită în Italia. Experții au ajuns la concluzia că Drepanosaurus era o reptilă preistorică. Însă, același tip de fosilă, descoperită în New Mexico, avea gheare în loc de degete, fiind astfel clasificat ca un animal diferit, adaptabil, care probabil își merită o clasificare individuală ca specie. Poate că timpul ne va da răspuns și la această idee.